Vă salut cu drag, dragi urmăritori! Vă invit astăzi să pregătim chifteluțe marinate. Eu le pregătesc în felul următor. Am 1 kg de carne amestec, vită cu porc. Voi folosi 2 ouă întregi, 2-3 linguri de pesmet, sare, piper, am câteva codițe de ceapă și câteva codițe de usturoi verde pe care le voi da prin blender și pentru sos voi folosi ceapă, ulei, oțet 20 de ml pe care îl voi pune cu 100 de ml de apă la fiert să fie să fiarbă și cu care voi opări ceapa albă. 2 ouă, unul fiert, unul crud, de la care voi folosi gălbenușul pentru maioneză. Și cam atât. Este o rețetă simplă, doar că durează un pic prepararea ei. Voi începe să toc codițele, pentru că urmează să le dau pe prin blender. Verdeața în vasul blenderului. Am adăugat puțină apă și le voi măcina. Poate vă întrebați de ce am ales să dau verdeața prin blender, pentru că vreau să iasă chifteluțele mele un pic mai fine. Sunt chifteluțele care le pregătesc pentru marinat, sunt un pic deosebite față de chiftelele sau pârjoalele obișnuite, în sensul că la acestea nu adăugăm cartof, nu adăugăm miez de pâine. Voi pune în schimb un pic de pesmet. Și nu adăugăm ceapă mare. Eu fac aceste chifteluțe marinate în special primăvara. Adăugăm 2 ouă întregi. Sare, piperul o să puneți după gustul dumneavoastră și sare de asemenea. Eu am aici un mix de piper negru, roșu și alb. Amestecăm puțin. Adăugăm și 2-3 linguri de pesmet. Pentru că aceste pifteluțe le facem cu maioneză, ca să nu fie prea grele, le voi pune la copt în cuptor. Nu le voi prăji de data asta în ulei. Le voi pune pe hârtie de copt, în tavă, în cuptor. Alcătuim mici pifteluțe, mici biluțe. Așa ca și perișoarele.
Ne jucăm puțin cu bifteluțele, dar vă asigur că merită tot efortul, pentru că este un aperitiv foarte bun. Puteți să-l serviți la o masă de sărbătoare sau la un sfârșit de săptămână sau oricând vreți, numai eu mă refer la aceste perioade în funcție de timpul meu liber, pentru că necesită puțin timp să te ocupi de ele. Eu mi-aleg perioadele când sunt mai libere să pot să fac acest preparat. Ne apropiem de finalizarea acțiunii de formare a bifteluțelor și imediat le vom pune la cuptor. Le dăm la cuptor pentru 15 minute la 180 de grade cu ventilație. În timp ce bifteluțele mele sunt la cuptor, eu voi pregăti ceapa pentru marinată. Tăiem ceapa julien. Ceapa tăiată julien o punem într-un bol și o frecăm puțin cu sare ca să se înmoaie. Apoi o opărim cu mixul pe care l-am format din 20 de ml de oțet și 200 de ml de apă și câteva foi de dafia. Opărim ceapa. O vom lăsa acoperită cu capacul vreo 10-15 minute. Timp în care eu voi pregăti maioneza. Maioneza dintr-un gălbenuș. Un gălbenuș fiert pe care îl dau prin strecurătoarea de supă. Gălbenuș crud. O lingură de muștar. O să gustăm și o să vedem dacă mai e nevoie de muștar. Faceți după gustul dumneavoastră. Și ulei. Eu voi face într-un mod tradițional această maioneză acum, așa cum am văzut la mama. Bineînțeles că mai nou se face maioneza la mixer, dar fiind într-o cantitate mai mică, prefer să o fac rapid la mână.
adăugăm cât un firicel subțire de ulei. Maioneza mea este gata. Am adăugat 200 de ml de ulei. Adăugăm puțină sare și puțin piper și imediat voi gusta să văd dacă nu mai trebuie muștar, este suficient cât am pus, pentru că voi adăuga și iaurt, 2-3 linguri de iaurt, pentru că eu vreau ca această maioneză să fie puțin mai light. Pifteluțele fiind și din mix de carne de porc și vită, având și maioneză și ouăle din compoziție. Este un preparat destul de greu pentru vezica biliară, pentru sistemul nostru digestiv, și atunci maioneza o fac, o amestec cu iaurt ca să nu fie chiar atât de grea. Toc și puțin mărar pe care îl amestec cu maioneza. Chifteluțele mele sunt gata, le las să se răcorească, timp în care eu voi stoarce ceapa și o voi amesteca cu maioneza. Stoarcem surplusul de oțet. Amestecăm ceapa cu maioneza. Și o să mai gustăm încă o dată de sare. Potrivim gustul de sare la sfârșit, pentru că am frecat ceapa cu sare. Am adăugat puțină sare la maioneză. Nu vreau să iasă prea sărat. De aceea, acum voi potrivi de sare. Așezăm pifteluțele și maioneza cu ceapa în straturi. Un strat de pifteluțe, un strat de ceapă.
Și ultimul strat de ceapă. Sfârșit, ornăm. Ornamentele sunt la latitudinea fiecăruia, cu ce vreți, cu ce doriți, cum și eu voi orna cu frunze de pătrunjel și câteva roșioare. Simplu și nu prea... Dragii mei, aceasta este produsul nostru, pisteluțe marinate. Vă recomand cu mare drag să încercați această rețetă. Este o rețetă simplă, ușoară și foarte gustoasă. Eu vă mulțumesc pentru atenția cu care m-ați urmărit. Vă invit să mă urmăriți și în vlogurile viitoare. Și acolo pe canalul nostru, la clopoțel, apăsați clopoțelul, subscribe, comentarii, aprecieri sau deprecieri. Și până în vlogul următor, eu vă doresc toate cele bune!